Bun găsit, stimați respectatori, la o nouă emisiune în foteliul cu Gimp. Iată-ne în studioul Capital TV, evident, televiziune pe bună. Sunt Adrian Simeon și astăzi îl avem invitat pe domnul Marius Mane, consilier local din partea AUR, Alianța pentru Uniunea Românilor, în Consiliul Local Deva. Bună ziua! Bun venit în studioul Capital TV! Bine v-am găsit și o zi bună dumneavoastră și telespectatorilor noastre. Domnul Mane, dumneavoastră, din câte știu eu, sunteți la primul mandat de consilier local. Ați intrat în Consiliul Local, cel puțin conform campaniei electorale, cu dorința de a face lucruri, de a afla și de a sprijini în același timp dezvoltarea municipiului Deva. După alegeri, după momentul în care ați fost validat și validarea aia cu cântec, din câte mi-aduc eu aminte, ați fost printre cei cărora ceilalți au fost. Așa, mă rog, nu face obiectul acestei emisiuni. După validare, după ce au început ședințele de Consiliu Local, după ce ați început să vedeți cum merge treaba în administrația publică, în primărie, care este executivul față de Consiliul Local, care este legislativul, ați început să puneți tot felul de întrebări și nu numai să puneți întrebări, ci să și arătați anumite aspecte care, din punctul dumneavoastră de vedere, nu sunt ok, altele ar putea fi îmbunătățite și așa mai departe. Tocmai pentru asta v-am invitat astăzi în studioul Capital TV, stațiunea dintre vocile care vorbesc în cadrul Consiliului Local Deva, cel puțin în ședințele Consiliului Local, și numai că vorbesc, dar am înțeles că sunteți în contact tot timpul cu oamenii, că stați de vorbă cu ei, cu oamenii, când spun oamenii, mă refer la cetățenii municipiului. Așadar, cum e, domnule Mane? Pentru început, mi s-a părut așa o trecere de la o chestie pe care n-am mai făcut-o. Dumneavoastră, ce stați de profesie? Inginer constructor, inginer proiectant constructor în construcții și diriginte de șantier. Nu înțeleg. Neavând de-a face cu politica decât într-o situație de asta, cum avem toți pe Facebook, pe comentăm și fără să ne implicăm, mi s-a părut trecerea asta în Consiliul Local un pas la care nu mă așteptam să dau de ceea ce am întâlnit acolo. Nu văd ca acest Consiliu Local să poată să-și îndeplinească cu adevărat sarcinile, pentru că, după părerea mea, acest Consiliu Local a devenit o anexă a primăriei și, de fapt, un for care decide ceea ce primăria trimite prin hotărâri ale Consiliului Local, proiecte de hotărâri ale Consiliului Local. Consilierul local, în marea majoritate, nefiind, să zicem, specialiști pe fiecare domeniu, eu, de exemplu, când am depus jurământul, am solicitat să fac parte din Comisia de Urbanism. Și mi s-a spus că acolo nu e loc pentru mine, trebuie să meargă... Eu vă voi întrerupe pe parcursul emisiunii. Da, nu e o problemă. Cum adică nu e loc? Acolo trebuie să fie... Sunt propuși de la cei majoritari, adică PNL din... în Consiliul Local, partidele persoane. Fac propuneri pentru comisie. Da, dar votul a fost ca eu să fac parte din Comisia Juridică. Pe ce căutați dumneavoastră în Comisia Juridică? Nu știu dacă sunt calificat avem, în domeniul ăsta. Acolo avem și președinte, un medic. Președintele Comisiei Juridice e doctorul Petrui. Domnul doctor Petrui. Și el este președintele Comisiei Juridice? Exact, da. Are și studii juridice? Sau nu cunosc, nu vreau licențiat să fac afirmații, dar din câte mi s-a spus, sau mă rog, a afirmat la un moment dat dânsul, că după 4 mandate poate să-și dea cu părerea. Păi cu părerea poate să-și dea, dar asta nu înseamnă că are dreptate. Păi asta am încercat să spun și eu și astăzi în cadrul comisiilor de specialitate. Că după 4 ani, de exemplu, de portar la spital, pot să-mi dau și eu cu părerea ce cazuri vin aia, nu înseamnă că sunt doctor. Da, pe asta spuneam și eu că nu e ok ca fiecare din aceste comisii, așa zis, de specialitate să fie încadrate sau numite persoane care nu au legătură. Cu toate că fiecare partid până la urmă nu poate să-și caute doar specialiști pe comisii când îi pune să candideze ca și consilier local, dar din cei care sunt membri ai Consiliului Local s-ar fi putut face, să zicem, selecții
pe domenii de activitate, pentru că acolo sunt și economiști, și juriști, și ingineri, adică să-i structurăm în așa fel încât să poată să-și dea nu doar cu părerea, să aibă și puncte de vedere concrete pe ceea ce stabilesc acolo. Vin acum direct de la o ședință, de la ora 11 până la ora 2 și jumate, am fost dintr-o comisie în alta. Noi, fiind doar doi membri în Consiliul Local, doi consilieri de la AUR, nu avem cum să acoperim toate comisiile și atunci, ca să putem avea puncte de vedere, mă rog, de care vor ține sau nu cont membrii acelei comisii, pentru că acolo regula jocului este majoritatea stabilește. Și astăzi a fost un punct la care am zis că o să fac și eu referire privind transmisiunea live a ședințelor Consiliului Local. Acolo era o chestiune de și sau. Ei au pus că asta ați discutat în ședința de comisie sau în ședința de Consiliu? În ședința de comisie. Consiliul Local, ședința ordinară va fi pe 28. Am înțeles. Și în comisia de specialitate, din punct de vedere juridic, ni s-a cerut avizul pe mai multe puncte din ordinea de zi. Da. Una din ele era un proiect de hotărâre de Consiliu, întocmit de un coleg din Consiliul de Local, în care erau prevăzute ca aceste emisiuni să fie transmise pe rețele, pe anumite rețele. Oamenii n-au fost de acord pentru că doar Facebook, adică pe Facebook sau pe Facebook sau pe YouTube, și nu vreau să fie transmise în direct, ci cu o rezervă sau înregistrate. Adică înregistrate sau transmise direct, pardon. Și eu am solicitat ca aceste emisiuni să fie transmise în direct pentru ca alegătorii să vadă cu ce ne ocupăm noi în cadrul acestor comisii, ședințe ale Consiliului Local, și să poată să ia în timp util, să zicem, legătura cu aleșii fiecăruia dintre partide, că acolo nu sunt doar membri AUR, sunt doar doi. Sunt membrii Partidului Național Liberal, PSD, PRE, și să vină să, eu știu, îi conștientizeze de promisiunile făcute în campanie, care, dacă au fost făcute, ar trebui, părerea mea, să și fie îndeplinite de cei care la ora asta pot să ia hotărâri împreună cu domnul primar. Iar dacă nu, cum a fost cazul, să zicem, și a unei publicații făcute, postări făcute pe Facebook cu strada Cozia. Stați un pic că trecem dintr-un an altul și ajungem și acolo. Deci noastră, am notat aici că ați spus la un moment dat Consiliul Local a devenit o anexă a primăriei. Da. De ce spuneți lucrul ăsta? Aș vrea să pentru că toate ședințele până acum, și particip la a treia, asta n-a fost formală. Celelalte mi s-au părut a fi formale. Se trec în registru, în ordinea de zi, punctele, și fiecare din comisie analizează punctul 1, punctul 2, punctul 3, e ok, adică nu se discută, să zicem, hotărârea de Consiliu pe articole. Dacă un hotărâre de Consiliu Local are 10 articole, părerea mea că ar trebui discutat și fiecare articol din acea prevedere. Pentru... Acum, consilierii locale au posibilitatea să aducă amendamente la proiectul de hotărâre. Păi acele amendamente ar trebui să fie făcute în aceste comisii de specialitate și ele să fie aduse la cunoștință în cadrul ședinței de Consiliu. Pentru că dacă în cadrul acelei comisii se stabilește avizul favorabil, pentru că majoritatea hotărăște, tu poți să fii împotrivă și să nu te ia nimeni în seamă, pentru că în celelalte procese verbale pentru care mi s-a atras atenția că de ce le fotografiez, că n-ar trebui, dar zic, nu sunt secrete, da. Să vadă punctele de vedere diferite ale membrilor comisiei. Dar puteți face altceva și dacă trece de comisia de specialitate, da, cu aviz favorabil, care oricum e consultativ. Da. În timpul ședinței de Consiliu Local, mă gândesc că la fiecare proiect de hotărâre se întreabă, aveți discuții pe tema lui,
Da, eu am discuții. Propun următorul amendament. Deci îl propuneți acolo. Se votează, dar dumneavoastră vă știți cu inima împăcată, da, că l-ați propus. Știu. În ședința Consiliului Local, parcă e o competiție. Cum să terminăm mai repede? Punctul 1. Cine e pentru, cine e împotrivă, cine se abține. Merge mai departe. Adică nu au răbdare suficientă. Parcă ședințele astea ar trebui să fie încheiate într-o jumătate de oră, într-o oră. Nu, domnule, dacă e nevoie să stăm o zi să dezbatem și să vedem dacă găsim cea mai bună soluție pentru rezolvarea problemelor ridicate de cetățeni. Dar acolo, din ceea ce am văzut eu până acum și s-ar putea să mă înșel, fiind participant la doar 3 ședințe de Consiliu, mi s-a părut așa ca o competiție și un formalism fără margini, însemnând că fiecare stabilește din capul locului că la acele hotărâri pe care ei le-au prezentat deja nu se mai admit modificări, având în vedere că oricum voturile necesare de 50% prin și plus 1 le-au asigurate și ceilalți doar putem face un fel de figurație de care oamenii nu trebuie să țină cont, adică cei care iau hotărâri, bine, ați venit și voi, puteți să vă dați cu părerea, dar oricum noi stabilim, fără ca să vadă dacă acele propuneri ale noastre sunt viabile sau nu sunt viabile. Da, faceți-le, oricum. Păi, oricum le vom face și am făcut. Dau un exemplu la Salubritatea, că am avut un caz privind încheierea contractului cu Salubritatea, unde Serviciu de dezăpezire făcut de Salubritatea. Contractul era, părerea mea, făcut pe genunchi, pentru că el, acel prestator, își ținea evidența lucrărilor și doar unul din angajați mergea să verifice ulterior dacă s-au făcut sau nu aceste lucrări. Nu ține evidența împreună cu beneficiarul? Nu. Că eu am fost acolo. E normal ca prestatorul să țină o evidență, dar păi, și beneficiarul trebuie să țină. Păi da, dar normal ar fi ca orice intervenție a prestatorului să fie făcută la solicitarea beneficiarului și aceste solicitări să fie făcute printr-un dispecerat și ele să fie consemnate într-un registru și la sfârșitul fiecarei zile acea persoană sau, mă rog, serviciu care se ocupă de recepția lucrărilor să verifice dacă s-au făcut sau nu acele servicii de dezăpezire. Pentru că, la un moment dat, angajatul primăriei spunea, da, domnule, dacă pe mine mă sună la ora 2 noaptea, eu mă trezesc și vin la lucru. Zic, domnule, nu poți să vii la ora 2 noaptea sunat fiind de ăla dacă nu ai în fișa postului. Și dacă n-ai în fișa postului treaba asta, dumneata trebuie să te prezinți la primărie să semnezi o condică că ai venit în afara orilor de program, că dacă se întâmplă, Doamne ferește, un accident de muncă, dumneata nu beneficiezi de nimic, fiind afara orilor de program. Din ce am discutat cu dispeceratul și cu cei care erau la un moment dat în sâmbăta trecută, au spus că ei anunță doar telefonic. Dispecerul unde? E acasă. Pe domnul de la primărie? Păi îl anunțăm telefonic. Păi și cum constatați cât ați lucrat dumneavoastră? Mașinile astea au GPS? Păi au vreo 2 sau 3. Păi, dar câte mașini sunt în stat? Din contract mi se pare că sunt 6. Și din 6 doar 2 sau 3 au GPS? 2 sau 3 au GPS. Cel puțin e informația pe care am primit-o de la dispecerat. Da, în cel contract scrie că trebuie să aibă fiecare GPS. Fiecare trebuie să aibă GPS. La un moment dat am sunat, domnule, unde sunt mașinile? Că vreau să văd, da, domnule, fac dezăpezire. Vreau să văd și eu unde fac dezăpezire. Păi căutați-le prin oraș. Păi zic, n-aveți GPS pe ele? Să le căutați prin oraș. Eu, da. Așa vi s-a spus? Așa mi s-a spus. Păi dispecerul de serviciu de la Salubritate. Deci vreau să le căutați. Eu să le caut. Și a spus, domnule, și le-ați găsit? Păi mă apuc să caut tot orașul. Unde am fost, eu nu le-am văzut. Am fost și pe drumurile de la periferie, am fost și pe centru, am zis, bă, totuși, zic, dumneavoastră nu respectați o prevedere contractuală care spune că trebuie să aveți GPS. După aceste discuții cu o parte din angajații Salubritate, am fost sunat de directorul de la Salubritatea și mi s-a atras atenția să-mi văd de treabă că nu-i treaba mea cum își prestează ei servicii. Cum adică să văd de treabă? Păi da, că dacă nu, ce? Nu mi s-a făcut vreo amenințare, sau, dar ce? Ceva de genul să cam văd de treabă că i-am cam deranjat.
Și nu se face ca un consilier local să deranjeze. Zic, dar ce trebuie să facem? Cartofi prăjiți, clătite, ce trebuie să facem? Probabil, după opinia lor, doar trebuie să semnăm și să fim de acord cu ce ni se propune. Și să nu întrebăm pe nimeni nimic, pentru că toți o iau la un moment dat o chestie personală. Eu am încercat să mă documentez. Personală e după ora, după orele de program, sau dacă ești angajat în administrația publică, personală e... Nu știu, ți-ai terminat programul și te duci acasă și atunci mai au de tine pe plan personal. Dar când ți-ai asumat și ai dorit să fii, nu știu, primar, consilier sau când ești în timpul programului de lucru, dacă te întreb ceva, cred că trebuie să-mi și răspunzi. Da, oamenii așa o văd, sau cel puțin așa mi s-a părut, pentru că mi s-a mai refuzat, să spunem, de la poliția locală, să de la un subiect la altul. Da, e ok. Am solicitat domnului director să am o întrevedere cu el pentru a mă documenta, pentru că înainte de a face orice promovare de hotărâre de Consiliu Local, e bine să vii documentat și să știi, să nu propui ceva care a fost deja propus și să apare cu o chestie care, domnule, noi asta o avem propusă de 10 ani. Am încercat să am o discuție cu dânsul și mi-a spus, domnul Mane, nu vă pot primi în calitate de consilier local, dar puteți veni oricând luni de la 9:30 în calitate de simplu cetățean. N-am înțeles asta cu simplu cetățean, pentru că nu poți să fii și cetățean mai complicat sau mai puțin copilat. Poliția locală nu este în subordinea cui? Poliția locală, acum, pe perioada asta... E în subordinea Poliției Naționale, e Poliția Națională, dar nu tot și nu directorul. Că nu vreau să discut decât cu directorul și cu șeful serviciului... circulație sau rutieră, cum au ei acolo. De ce vreau să discutați cu el? Vreau să-l întreb dacă de-a lungul timpului, sau mă rog, pe mandatul dânsului, a făcut vreun studiu de trafic în Deva pentru a reorganiza sau a fluidiza traficului, să asigure parcările necesare de care se tot discută și nu se iau, să zicem, cele mai bune măsuri. Pentru că la un moment dat, în baza acelui studiu de trafic, s-ar putea, nu în toate zonele, dar în unele zone unde traficul ar permite, să se creeze sensuri unice și unele din benzile de circulație să poată fi folosite ca parcări. Fără investiții foarte mari, ci cu montarea unor indicatoare de circulație. Sunt și unele străzi care nu îndeplinesc condițiile de trafic în ambele sensuri, pentru că sunt străzi de categoria 5, adică au o dimensiune limitată a lățimii. O lățime limitată. Și în momentul în care, să zicem, pe acea stradă se întâlnesc două mașini, se pot întâmpla și accidente. Cele mai multe probleme sunt întâmpinate sau îs disputate între deținătorii de autovehicole și pietoni. Conform legislației rutiere, nu mai poți parca pe trotuar decât în zonele în care aceste indicatoare de parcare permit. În rest, nu se pot parca mașini pe trotuare. În marea majoritate a zonelor dintre blocuri sau chiar pe drumurile principale au ajuns să fie parcate mașini și pietonii, femei cu cărucioare, cu copii, cu bătrâni, trebuie să meargă pe stradă ca să poată să treacă din lipsa spațiului rămas ca urmare a parcării autovehiculelor. În cazul ăsta se pot întâmpla accidente și nu știu cine ar răspunde. Discutând cu o parte din cei de la poliția locală, mi-a spus, domnule, noi nu ne putem asuma pentru că dacă mergem să sancționăm pe cei parcați acolo, nu dă bine. Pierdem capital electoral. Da, nu dă bine. De ce nu? Dar pentru cine nu dă bine? Că asta nu înțeleg. Păi pentru conducătorii. Nu, ați întrebat? Dar pentru cine nu dă bine? Nu au vrut să facă comentarii. Deci nu dă bine, asta este. Nu dă bine, da, și nu ne putem noi asuma chestia asta dacă nu și primim dispoziții în acest sens. Păi atunci să înțeleg că doar în zona pieței trebuie respectată legea. Au în fișa postului ce trebuie să facă. Au în fișa postului, dar de multe ori... legea nu e aceeași pentru tot, se modifică în funcție de dispoziții, de... Da, atunci înseamnă că zic că treaba asta funcționează doar în zona pieței, să spunem, sau în zona gării, dar în celelalte zone
au început să ridice din număr. Păi, și dacă n-am putut avea această discuție cu directorul poliției locale, n-am cum să dau niște răspunsuri și nici nu pot să fac, să zicem, niște propuneri pentru hotărâri de Consiliul Local în vederea îmbunătățirii traficului. Oamenii, pe bună dreptate, spun, domnule, n-avem locuri de parcare. În Occident, municipalitatea, sau nu, merg prea departe, dar în Oradea, am văzut locuri de parcare cu taxă și în zonele unde sunt locuințe, acele locuri de parcare sunt la dispoziția celor care vin în zonă când omul e plecat la servici. Există o aplicație pe telefon în care spune, domnule, uite, ai loc de parcare în zona respectivă, dacă ești acolo. Dar la ora cutare eu vin și trebuie să le liberez. E, nu știu dacă la noi s-a încercat măcar o asemenea abordare a lucrurilor, dar cred că ar fi util să vedem, pentru că marcajele sunt, marcajele rutiere, sunt la pământ. O altă problemă pe care am discutat-o sau am abordat-o, nefiind membru în Comisia de Urbanism, am abordat-o și am întrebat legat de finalizarea PUG-ului. PUG de care... Planul urbanistic general. De care s-au ocupat până acum vreo 3 primari. N-au reușit să-l finalizeze. Dar ce e așa de greu? Păi, nu știu, s-au început acele PUG-uri, s-au anulat contractele, iarăși s-au început, iarăși s-au anulat. O dezvoltarea unei localități, că e municipiu, că e oraș, că e capitală, e necesară pe o termen mediu și lung în vederea dezvoltării trebuie sigure. Trebuie făcut o strategie trebuie de dezvoltare, făcut acel nu? PUG și orice investiții viitoare țin de acel PUG. Nu poți să dezvolți pe bază de PUZ-uri. PUZ-urile pot interveni, părerea mea, doar acolo unde, să zicem, la un moment dat e strict necesar să întocmești sau să repar ceva care n-a fost prins la un moment dat în PUG. Lipsa PUG-ului a dus la pierderea fondurilor extrabugetare privind dezvoltarea rețelelor de alimentare cu apă și canalizare din municipiu. Am avut o discuție la sediu primăriei cu domnul director Arion de la APA Prod. Așa. În urma convocării făcute de domnul primar și dânsul ne-a explicat, da, domnul Mane, noi am vrut să realizăm, dar n-am putut pentru că primăria Deva nu are acel PUC și atunci Deva începe de aici să termine din punctul A în punctul B, dar mai departe de acolo nu putem să dezvoltăm și să folosim fondurile extrabugetare, pentru că... Asta e pe master plan sau pe ce? Exact, în cazul master planului, pentru că nu putem să facem acele investiții decât pe domeniul public. Ori dacă zonele care sunt în afara PUG-ului nu sunt prinse în domeniul public, noi nu putem să dezvoltăm acel oraș. Și aici mi se pare, nu doar pe partea asta de rețele edilitare și tot ce ține de dezvoltarea orașului ar trebui să fie cuprinsă foarte clar pentru a nu mai apărea, să zicem, discuții cum au fost cu spațiul de la Carrefour, unde trebuia să se facă o fabrică de mobilă. El ar trebui să fie clar stabilit ce înseamnă zone rezidențiale, zone de recreere, zone industriale, adică nu le amestecăm pe toate. În cadrul unei zone rezidențiale punem o fabrică în mijlocul ei. Bun, și ați ridicat această problemă a planului urbanistic general? Am ridicat și au spus că e din nou în lucru și că ar fi posibil să fie finalizat în 2022. Asta a fost răspunsul arhitectului șef. Dânsul e venit mai nou acum, n-a fost în celălalt mandat, dar ar fi interesant să ne spună primăria de ce tot schimbă și dacă în 2022 nu e gata, o să începem altul în 2023 și tot așa o să tot prelungim pugurile astea. Nu, trebuie făcut. Sigur. Păi se iau niște bani și nu se finalizează nimic. Din punctul meu de vedere, e o problemă. Partea asta de dezvoltare urbană. Mai săpați și pe cine știe peste ce.
o să dați pe acolo. Da, vedeți că găsești compartimente unde ai înțelegerea pentru a avea discuții și a te pune la curent cu unele, altele sunt foarte reticenți și se uită, nu știu, să întreb până X sau Y. De exemplu, unde aveți probleme? Ce compartiment? De exemplu, a fost poliția locală, unde s-a refuzat. Partea asta de salubritate, care au fost foarte reticenți în a-mi da detalii, și am intervenit de multe ori să zic, domnule, trebuie să să faceți, dacă ați terminat în centru, și pe străzile periferice. Păi acolo nu putem intra cu mașina. Păi de ce nu puteți intra cu mașina? Păi e prea multă zăpadă și riscăm să rămânem împodmoliți. Păi înseamnă că n-aveți toate... Voi aia care dezăpeziți, voi rămâneți înzăpeziți. Exact. Și am spus, dar nu trebuie să interveniți cu utilajele mari. În contract aveți prevăzute și dezăpezire manuală. Deci se poate interveni... Și ce, pe străzile de la periferie, alea nu sunt prevăzute în contract? Sau cum? Ba, sunt prevăzute, dar au zis că nu pe toate putem interveni și acum nu astea ar fi probleme. Dacă nu poți, stai acasă, nu participi, nu iei contracte dacă nu poți. Corect, dar e greu să-i faci pe oameni să înțeleagă. Ridicați problema în ședința, în următoarea ședință de Consiliu Local. Am ridicat problema și... Am și spus de multe ori, domnule, noi facem și dezvoltăm orașul, e bine să fie și frumos centru, dar trebuie să ținem cont că suntem în secolul 21 și pe suprafața asta a municipiului Deva trebuie să dezvoltăm și rețelele și străzile și tot ce ține de periferia orașului, trebuie să-i aducem pe oameni în secolul 21. Sunt încă străzi neasfaltate, drumuri pietruite, străzi pe care nu există alimentare cu apă, canalizare, nu există luminat public. Bun, și pe chestia cu transmiterea ședințelor de Consiliu Local. Eu am propus ca să fie transmis, să fie modificat acolo articolul prin care să fie și live. Ceilalți membri din comisie nu au fost de acord pentru că au zis că nu, că dacă se face treaba asta și odată nu se poate transmite live, cine răspunde? De ce poate? Asta a fost răspunsul lor. Ei au votat toți împotrivă. Europa. Eu am spus că sunt, sau eu am votat împotrivă, ei au dat avizul, că l-au consultat și pe cel care a propus această hotărâre și el a spus că după ce s-a consultat cu cei din aparatul legislativ, nu legislativ, juridic al primăriei, asta a fost cea mai bună formulă, sau, nu și. Și atunci am solicitat să fie consemnat punctul meu de vedere. Probabil ei nu vor să vadă, sau nu doresc ca alegătorilor să vadă ce fac în cadrul unei ședințe al Consiliului Local. Și doar înregistrată mi se pare o chestie puțin tardivă, adică să o țin și să o dau... cui vrea să o vadă la un moment dat. Dar, și când vreau. Și când vreau. Dar dacă este live, oamenii pot să zic, să vadă exact. Știu că se transmiteau la un moment dat. Păi la Brat se transmite, nu, la se transmiteau și la Deva se transmiteau. Se transmiteau, erau ceva servicii prestate de unele televiziuni. Și am spus, domnule, că n-avem bani. N-aveți bani, dar atunci cu cei care aveți angajați pe comunicare, și era domnul Bene, a zis, domnule, putem face treaba asta fără nicio problemă, o transmitem pe pagina de Facebook și o înregistrăm. De acolo au apărut discuțiile care au durat vreo jumătate de oră, dacă nu, până la urmă le-am spus, domnule, vă rog să consemnați punctul meu de vedere, iar dacă dumneavoastră, membrii ai comisiei, nu sunteți de acord, cu toate că niciunul de acolo nu eram jurist, repet încă o dată chestia asta, spuneți că nu sunteți de acord și sunteți de acord cu propunerea care e acolo. Nu e o problemă ca unul să aibă altă părere față de ceilalți. Din câte știu eu, ședințele de Consiliul Local sunt ședințe publice, numai că, având în vedere situația de pandemie, de ședințe online, de toate lucrurile astea, acest aspect oferă, dacă vreți, un avantaj celor care nu vor aceste transmisiuni sau nu vor ca... Păi, tocmai că fiind ședințe publice și oamenii nu pot să vină să participe, că nu s-ar mai respecta normele... Și dacă ar veni, nu știu, că dacă vin 100 de oameni să participe... Da, la unul. Și atunci dă-le, domnule, ocazia oamenilor să poată să vadă în timp real
ce discutăm noi acolo și cum decurg lucrurile. Exact ceea ce vă spuneam, parcă e o competiție, să aprobăm la foc automat fiecare hotărâre, la hotărârea 1. Facem, nu, aia 2, 3. În loc să se dezbată, să spunem, în cadrul fiecărei hotărâri, pe articole, dacă sunt propuneri, dacă nu sunt propuneri, atunci să se supună spre aprobare, spre întreg. Dar dacă sunt, oamenii nu sunt dispuși. Aici depinde și de președintele de ședință, cum știe să o conducă. Președintele și de ședință până acum a fost din tabăra celor care administrează orașul și de fiecare dată când ai avut vreo intervenție, erai interpretat ca unul care ești un fel de gică contra. Eu le-am spus că participarea mea în cadrul Consiliului Local nu este pentru a fi împotriva proiectelor. Dimpotrivă, mă bucur, indiferent din partea cărui partid vin acele propuneri, dacă sunt spre beneficiu cetățenilor, să fie aprobate cu unanimitate de voturi. Rolul nostru acolo nu este să fim împotriva dezvoltării orașului, ci pentru dezvoltarea orașului. Rolul nostru este să vedem oportunitatea și transparența acestor decizii. Pentru ca oamenii să fie bine informați cum au ales și ce atitudine are fiecare membru al Consiliului Local, indiferent de ce partid sau din ce partid face parte. Pentru că la un moment dat consilierii locali, prin codul administrației, spune că trebuie să facă un fel de dare de seamă. Și tare aș fi curios să văd ce dare de seamă vor face cei care n-au avut niciodată vreo obiecție sau n-au avut propuneri de hotărâre privind Consiliul Local. Înainte, cam toate propunerile erau ale primarului. Acum, pe nou mandat, am văzut că am mai lăsat și pe alții să facă propuneri pentru aceste hotărâri, dar propuneri de-astea mai neimportante, tot ce înseamnă proiectul important. De hotărâre. Da, da. Asta e foarte simplu. Nu e ceva ieșit din comun. Până la urmă, și acest proiect de hotărâre... Măcar să aibă și consilierul local activitate. Exact. Să zică că și-a pus amprenta asupra unui proiect. Bun. Ce nu mai merge bine în administrația asta publică, domnul Mane? Sau ce vi s-ar mai părea așa interesant sau ciudat? Sunt propuneri pentru buget. Proiecția bugetară am solicitat-o compartimentului de buget de la primărie și au spus că e în curs de elaborare. Au primit, să zicem, de la fiecare compartiment, direcție, niște propuneri și funcție de bugetul pe care îl vor avea, le vor cuprinde sau nu în buget. Vis-a-vis de taxe și impozite, propunerile sunt de creștere și vreau să știu... Propunerile sau adoptările? Încă nu sunt. Păi taxele și impozitele nu s-au votat în decembrie anul trecut? Pentru 2021? Pentru 2021, da. Dar pentru 2021 eu mă refeream la partea de bugetul pe 2021 nu s-a votat. Nu, dar taxele și impozitele se votează de regulă în luna decembrie pentru anul care urmează. De regulă. Eu am întrebat pentru că în privința impozitelor pe clădiri la... Că omul dacă vine în 1 ianuarie să-și plătească impozitul, da? Că da. De-aia se beneficiază de la 1 de reduce, ianuarie da. Până în 31. Și am întrebat dacă pentru Horeca au făcut ceva reduceri, având în vedere că oamenii sunt oarecum vitregiți de posibilitatea de a-și desfășura activitatea economică. Și mi-au spus că nu, noi am stabilit și orice propunere nu mai poate fi făcută pentru că asta au fost hotărârile și au fost hotărâri și legate de apa pluvială pe care la un moment dat am discutat, dar de ce să o plătim noi pentru la o suprataxă la un moment dat, pentru anul trecut am avut o problemă vis-a-vis de apa pluvială, a trebuit să plătesc vreo 40-50 de lei. Nu e o sumă foarte mare, dar la vecinul nu i-a venit nimic. Și am zis, dar cum a plouat numai la mine în curte?
și la încă 3-4 n-a plouat în curte. Am pus o serie de întrebări la care aștept să-mi răspundă domnul Arion, în care vreau să știu în costul apei pluviale cât se regăsește parte de apă pluvială colectată în canalizare de la proprietățile private, pentru că marea majoritate a apei pluviale este colectată de pe drumuri, trotuare, terase ale instituțiilor publice și atunci noi plătim și pentru acele situații. Asta reprezintă primăria de regulă. Astea, da, dar ca preț, ca preț raportat la, la costul pompării, pentru că ei nu fac o... Eu știu că există o formulă de calcul și în formula de calcul se ține cont inclusiv de datele de la ANM. Da, asta cu poate câți să... litri pe metru pătrat. Da, legat de fiecare proprietate. Da. Dar în costul, pentru că ei spun acolo că apa nu este contorizată. Și atunci... Păi nu e. Contorizarea apei care vine de pe proprietatea publică, de unde știm noi cât e? Păi nu știm. Păi... Și atunci, de-aia spun, influența asupra acelui preț, nu asupra suprafeței, asupra prețului care trebuie să-l plătească cetățeanul, mi se pare destul de mare apa pluviară pe care ei spun că prin stația de epurare o prelucrează și o repompează curată în Mureș. Și atunci, problemele astea ar trebui cumva clarificate. Sunt unele... M-am uitat la București, era o taxă undeva la 28 de lei pe an de persoană. Ori eu am plătit 40 și ceva de lei pe o lună. Pentru o lună. Da. Aici ar mai fi probleme legat de modul în care suntem taxați pentru serviciile pe care această societate... Toate tarifele astea cred că sunt aprobate și în cadrul Consiliului Local, tarifele la apă, la canalizare. Păi sunt aprobate, dar până la a le aproba, nu ar trebui cumva și văzut ce aprobă fiecare, că așa aprobăm 40 de lei, 10 lei, 15 lei, cât o fi metru, 3 lei, cât e, și prețul este atât de aproape de apă pluvială sau plata pentru metru cub de apă pluvială, de zici că e apă potabilă. Și apa potabilă o aduci, o filtrezi, o pompezi, o treci prin stații, iar și costurile nu cred că așa pot este. Fi chiar domnule, atât de apropiat. Sunteți consilier local, ați spus că sunteți inginer constructor, diriginte de șantier. Cum vi se pare, domnule Mane, realizarea parcării de la Palatul... De la Palatul Administrativ, da. Nou. Am avut o discuție cu domnul primar și l-am întrebat, domnul primar, cum de nu s-a pus în folosință aceasta? Și a spus că datorită unor proaste marcaje făcute de cei care au executat investiția, nu poate să dea drumul acestei parcări. Păi de ce? Marcajul ăla poate fi șters și refăcut. Aici ce mare scofală. Pentru că se întâmplă accidente și dânsul ar fi primul care ar răspunde în cazul în care se întâmplă dreptate, da. Cel puțin în punctul ăsta de vedere. Dar el când a recepționat-o, n-a văzut? Păi aici era discuția, mă rog, și acolo accesul ar trebui făcut pe o bandă de decelerare și în momentul când se intre și pe una de accelerare când se iese. Nu poți să intri de pe banda a doua direct în parcare. Și o anumită zonă de acolo ar trebui... cumva prevăzută pentru aceste benzi. Acolo sunt încă mașini care parchează și dacă nu a fost proiectată de la început, deci, ceva nu e în regulă. Hai să ne înțelegem. S-au băgat bani în parcarea aia, da? S-au făcut marcajele cum s-au făcut și acum stă nefolosite și cu banii dați. Și cu banii luați și bătută și... Da, și se pare că parcajele respective vor fi date spre folosință locatarilor din blocul de lângă. Deci nu va fi o chestie de publică. Cu toate că acolo, când omul nu este parcat, ar putea să folosească și prin aplicația din care vă spuneam și oricare alt cetățean al Devei care dorește să parcheze pentru 10, 15, păi jumătate de oră. Și când se va remedia problema? Când v-au spus? Nu mi s-a spus un termen. Spuneau că cei de la poliția rutieră încă verifică dacă sunt îndeplinite condițiile, cu toate că...
dacă e bine sau nu. Înainte de a se începe execuția, trebuia să obține toate avizele de la poliția rutieră. Înseamnă că ceva nu s-a respectat din avizele pe care, sau din proiectul pe care l-au făcut cu avizele pe care poliția rutieră le-a dat. Cum e, domnul Manea, sunteți consilier local, se fac investiții în DEVA sau nu se fac? Că peste tot pe unde este primarul Oancea, 100 de milioane de euro, 500 de milioane, 200 de milioane, și că suntem așa, fără număr. Investițiile sunt propuse. Problema este alocarea bugetară. Și cele mai multe investiții pe care dânșii spuneau că le au în următoarea perioadă sunt pe fonduri extrabugetare, de la fondurile europene, pentru că și... Sau din împrumut. Și mă rog, acolo e cu o parte din participarea Consiliului Local, cu sunt fonduri eligibile și neeligibile. Cu cofinanțări. Da, cele neeligibile trebuie suportate de Consiliul Local pentru a completa necesarul investiției, în mod deosebit asigurarea rețelelor de alimentare cu apă, canalizare, tot ce înseamnă utilități intră în sarcina primăriei. Și... aici avem discuții legate de prioritățile de investiții în municipiu. S-a tot vorbit de o sală polivalentă. Nu spun că nu ar fi necesară, dar în condițiile actuale cred că sunt mult mai necesare reparația și extinderea străzilor în care să avem asfalt, nu drumuri pietruite, în care să avem canalizări, în care să avem utilitățile asigurate. Deci mai are DEVA străzi pe care nu sunt asfaltate, unde nu sunt canalizări. Dacă mergem pe periferie a orașului, o să găsim marea majoritate a drumurilor neasfaltate și pietruite. Ele trebuie prinse în planul multianual de dezvoltare, cele care pot fi reparate, și în planul de investiții, cele care trebuie făcute. Deci se fac sau nu investiții? Că n-am înțeles. Se de fac sute de milioane de euro. Nu, da. Uite, se zicea domnul primar Oancea că DEVA, îl citez acum, că am memorat chestia asta, m-a distrat felul în care a zis-o, va face parte din categoria selectă a orașelor care vor avea nu știu ce linie de autobuz electrice. Domnule, ce chestie. Până la finalizarea lor, orice implementare a proiectelor de care se discută... N-am înțeles că s-a scos și la licitație. Da, implementarea lor va dura. Și categoria selectă. În noua organigramă a primăriei, de care se tot vorbea înainte de alegeri, că va fi restructurată, acum apar posturi noi, ca să poată fi încadrate cu persoane de specialitate care să se ocupe de aceste proiecte de dezvoltare. Oare din tot aparatul ăsta imens, mă refer comparat la nivelul municipiului, nu puteau fi retrimise sau redistribuite unele persoane, așa zis, de specialitate? Ei vor acum să aducă, spuneau, oameni de specialitate care să se ocupe strict pe perioada asta. Păi, implementarea unui proiect duce la un interval de 3-4 ani, adică exact mandatul domnului primar. Dar primăria DEVA mai are contracte de prestări servicii juridice. Deși asta are juriști în primărie. N-am cunoștință și nu pot să fac o... V-am dat o temă. Da, aș putea verifica. Să mă interesez, dar... Oamenii nu înțeleg că toate aceste cereri privind proiectele pe care ei trebuie să le pună în practică, așa zis, proiectele sunt făcute de proiectanți, nu de membrii acelor birouri. Ei fac niște cereri de finanțare, se ocupă ca acele proiecte să poată fi puse și trimise către ADRV, pe cei care se ocupă, către companiile naționale de investiții sau pe ce fonduri sunt obținute, dar nu marea majoritate a muncii nu este făcută, ca specialiști vorbesc, de cei care se pretind a fi necesari ca angajați acum în acel compartiment de 10 persoane. Nu, nu,
Eu n-am reușit punctul să... noastră, de vedere, firește. Da. Maxim un minut și jumătate mai avem din emisiunea, domnul Manea. Cu siguranță n-am reușit să vorbim despre tot ce ați fi vrut să ne spuneți dumneavoastră, dar poate într-o altă emisiune. Coloc peste pupoze sau una peste alta, dacă ar fi să vorbim despre cele câte sunt, 3 luni, 4 de mandat de consilier local, care este impresia noastră după 4 luni, așa, ca să tragem o concluzie, în ceea ce privește banii devenilor și investițiile administrației, că despre ele vorbim? Părerea mea că banii devenilor nu sunt folosiți la maximă eficiență și mă refer în mod special cu prioritate pentru nevoile cetățenilor. Sunt dezvoltate anumite zone prin aceste puzuri pe interese diferite, fără a ține cont de ceea ce spuneam la început, de o dezvoltare durabilă pe un termen lung și mediu. Prin acel PUG trebuie să se regăsească o dezvoltare coerentă a acestui oraș. Și dacă aceste investiții se fac sporadic, doar ca să puncteze anumite interese ale, mă rog, administrației care acum a promis că va face tot felul de investiții, va rămâne ca primăria să poată să dovedească că și are buget pentru ele. Și are? Nu pot să fac o afirmație la subiect, pentru că n-am reușit să am datele necesare. Le-am solicitat, dar n-am primit până acum toate datele. Urmează. S-au actualizat în această ședință vreo 10 daliuri și SF-uri. Adică de la valoarea când ele au fost proiectate până la valoarea când acum se dorește a fi puse în aplicare. Aceste daliuri și SF-uri constituie documentația pe baza căruia se asigură finanțarea. Dau un exemplu, la unul din blocuri m-am uitat și ceea ce am primisem de la contabilitate față de suma pe care au cerut-o acum ca să actualizeze, era o diferență de 66%, ca procente vorbesc. Valoarea... Mult, mai mult decât jumătate. Păi, de asta spun, atunci nu, ceva nu e în... Păi cine suportă asta? Regulă. Dacă e pe fonduri europene sau pe ceva, nu cred că trebuie să suporte altcineva diferența, dacă se poate. Bun, vom vorbi despre multe alte lucruri în ceea ce privește municipiul, dar vă mulțumesc pentru prezența în emisiune, vă mai aștept și altă dată. Vă mulțumesc și eu pentru invitație. Sper să nu rămâneți cu un gust amar după mandatul ăsta de consilier local. Încerc să ajut în modul în care pot... Tot ce înseamnă activitatea asta le-am spus. Pentru că, dumneavoastră mi-a spus, domnule, sunt multe nereguli sau multe lucruri care nu se întâmplă așa cum ar trebui. Da, nu sunt exact cum cred oamenii că se întâmplă, ci oarecum pe lângă. Adică mai cu mantă, așa. Mai, da. Mai ocolită. Mai ocolită. O zi bună vă doresc. Vă mulțumesc, o zi bună și mea. Stimați respectatori, Marius Mane, consilier local din partea Partidului Alianța pentru Uniunea Românilor, am zis bine, nu? Da. În cadrul Consiliului Local Deva, a fost invitatul nostru la fotoliul cu ghimbi. Sunt Adrian Simeon, vă mulțumesc tuturor pentru atenția acordată. Rămâneți în continuare cu Capital TV, televiziunea pe bună. Numai bine!